Foarte frumos, cred că o să mai ascult de mai multe ori. Spuneți-mi unde vă putem găsi, pe Instagram, YouTube, Facebook, poate și TikTok. Eu am contul mario.0_0, dar contul principal al trupei este New Kids Official. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram la aron.bubu.ii.a.a.17 și, cum a spus și Mario, contul trupei New Kids OFUFU. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram la aron.bubu.ii.a.a.17, pe Facebook la aron.bubu.ii.a.a.17 și pe nostru oficial de Instagram New Kids OFUFU. Pe mine personal mă puteți găsi pe Instagram underline tutu underline și pe contul grupei mă puteți găsi pe Instagram cu vladdaniel.13 și iar contul trupei este New Kids. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram oficial.fabiana, oficial cu 2 de F, și pe Facebook Fabiana Vuță, la fel și pe TikTok oficial.fabiana. Cântați melodii care nu vă plac? Nu.
Deocamdată nu a fost o melodie care să ne placă, pe care am gândat-o, toate melodiile le cântăm cu plăcere și cu drag. Teo? Nu cântăm melodiile, deoarece nu am Și Vlad? Nu există melodie pe care am cântat-o și să nu ne placă. Spuneți-mi la ce festival muzical ați participat, ca să înțelegeți după că a fost doar o pierdere de timp. Din punctul meu de vedere, niciun festival nu pierde de timp, indiferent că ne-a ieșit bine, indiferent că nu. Toate festivalurile la care mergem sunt experiențe noi și ne bucurăm și acceptăm absolut orice festival, orice concurs. Totul pentru noi este o provocare să fim din ce în ce mai buni. Mie mi-au plăcut toate. Fiecare a reprins o experiență nouă și nu uit nevenit. Laura? Festival. Și mie mi-a plăcut absolut toate festivalurile pe care am participat. Toate au fost o experiență deosebită pe care le retrăiesc din Teo? La toate festivalurile la care am participat, a fost o experiență nouă și de neuitat. Orice festival a fost special, deoarece am câștigat experiență în plus. Deci vreau să mai spuneți încă o dată care sunt soliștii de la voi din trupă. Ridicați mâna. Bine, atunci vă provoc să cântați o parte a unui refren, a unei melodii care v-a plăcut cel mai mult. Laura, a început? Chiar nu știu, ai vrei de... Puteți cânta și o melodie a trupei. De obicei, când cântăm cu trupa, mai ne simțim mai bine când simțim instrumentele și când se aud instrumentele, totul face să fie mai energic. Practic, instrumentele ne dau nouă energia de a cânta melodiile cu trupa. Și chiar nu vreți să-mi cântați și singure? Laura, ești invitata mea. Ce ar fi să-i lăsăm pe Mariu și o să ne zică melodia la Poți alegerea să mai repeți o dată, că nu te-am auzit foarte bine. Ce ar fi să-i lăsăm pe Mariu după și de Nana și pe Dani să ne spună melodie la alegerea lor? Bine, haideți. Uite, vie cântă refrenul de la noapte. Că tot a fost Iar menționat. Oh, melodia asta e foarte veche. Da, știu. Te De cunosc la? pe rău. Mai spuneți odată că Laura nu a auzit bine. Laura Jolin. Ah, Jolie. Ok, hai să începem cu referul. Ok, și începe tu, Laura. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take it just because you can. Foarte frumos, felicitări. Și acum să vedem ce îi spuneți să cânte Bianca-i. Mi-a spus Mario deja, Noapte caldă, o melodie pe care am făcut-o acum câțiva ani. Nu mai țin minte foarte bine versurile, dar accept provocarea. Noapte caldă, soarele doarme la tine pe stradă. Noapte caldă, știe doar luna cât mi-e dragă.
Foarte frumos, felicitări! Dar voi, Teo, Mario și Vlad, știți să cântați și cu vocea? Nu. Nici măcar puțin? Eu cel puțin chiar nu pot deloc. Bine, vreau să vă aud cu două, trei versuri, dar dacă nu vreți... Mă pricep doar cu chitară, dacă vreți, cu altă ocazie. Da, deci aveți și un toboșar foarte talentat care, din păcate, nu a mai putut intra cu noi. Ne puteți spune câte ceva despre el? Da, îl cheamă Sebastian Popa, este de mai mult timp decât mine în trupă, este de la începuturile trupei și se descurcă foarte bine, face de o perioadă foarte lungă de timp trupe și chiar îl apreciem foarte mult, mereu unește cu ritmul și mai ales că preprinde o parte foarte importantă din trupă, deoarece ritmul într-o melodie antrenează și chitara, și basul, și clapele, și mai ales vocile, pentru că toate instrumentele au o componentă specială. Da, chiar este foarte apreciat la noi în grupă și sperăm să fie de durat. Poate nu-i arătăm noi așa mult cât de mult îl apreciem, dar este unul dintre cei mai importanți membri ai trupei. Fără el nu mai există ritm, nu mai există energia cu care cântăm și el ne dă toată energia, el ne face să fim așa energice pe scenă și cu toate că nu ați apucat să-l cunoașteți în persoană, este o persoană foarte genială, suntem mândri că l-avem în trupă și să sperăm că va fi de lungă durată. Este o persoană calmă și general își face treaba foarte bine, dorește să muncim cât mai mult și de obicei, el vine cu inițiativa să începem să cântăm și să o lăsăm așa în pauzele să cântăm. Emisiunea noastră se apropie de final și mai avem încă o invitată, pe nume Bianca, dar înainte, puțină publicitate. Bună ziua! Sunt Grig Oprea și mă bucur, în numele Academiei Ars Moriendi, să vă invit la o conferință cu totul deosebită, ținută de domnul Marius Ghidel, scriitor și conferențiar de mare succes din România. Conferința noastră, care va avea loc online, mai exact pe Zoom, se va ține în ziua de sâmbătă, 20 iunie 2020, va dura 4 ore și va începe la orele 10. De câte ori n-ai auzit expresia oricum nu știm ce se întâmplă după moarte, căci nu s-a întors nimeni să ne povestească. Am încheiat citatul. Așa am crezut și eu, până când l-am cunoscut pe domnul Ghidel. Ei bine, dânsul a fost acolo. Se pare că de vreo 100 de ori. Știe exact ce a trăit, ce a văzut, are amintiri foarte clare și trăiri foarte clare. Motivul pentru care te invit la această conferință este unul dublu. Te asigur că informațiile pe care le vei auzi și răspunsurile la întrebările tale, care ți se vor da particular, te vor clarifica mental, dar te mai asigur de un alt lucru, probabil mult mai profund și mult mai transformator. Simplul fapt că vei fi în energia domnului Ghidel, ai să simți că îți transformă în bine viața. Dar cel mai bine ar fi ca acum să-l las chiar pe domnul Ghidel să vă spună câteva cuvinte. Bună ziua, sunt Marius Ghidel și mă bucur că vă invit la conferința mea Mărturii din lumea de dincolo. Vom aborda teme de care cred că toată lumea este interesată. Se spune că oamenii nu revin din lumea de dincolo și nu știu cum este structurată.
O să vă povestesc o parte din experiențele mele care arată că lumea aceasta are realitate fizică și participă la viața noastră continuă. O voi vorbi despre naștere, cum are loc intrarea în viață, cum ar trebui să fie viața ca să avem bucurii și fericire și să ne asigurăm de un moment al ieșirii din corp și al morții cât mai liniștit. Vă așteptăm împreună cu Academia Ars Moriendi la conferința noastră de pe Zoom. Vino și te vei convinge. 20 iunie, de la ora 10. Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații, în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infarct. La 23 de ani sunt pușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun, știu că m-au prins de mână și au zis, e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine, deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Vă invit în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 13 fix să urmăriți emisiunea Cala Show, o emisiune cu tineri talentați în exclusivitate. S-a terminat publicitatea și lângă mine este tot trupa New Kids. Și aș vrea să le urăm tot succes și cât mai multe concerte și așa, și chiar o să vreau să vin la voi la concerte, dar acum trebuie să intru cu Bianca. La revedere! La revedere! Mi-a făcut plăcere! Din nou. Mi-a făcut plăcere! Mulțumim frumos! Și mie! Bună, Bianca! Bună! Bună! Cum e la voi cu virusul? Ești bine? Sunt bine, rezist. Hashtag rezist. Spune-ne câte ceva despre tine, de unde ești, câți ani ai și care este pasiunea ta? Păi, am 12 ani, sunt din Caransebeș, județul Caraș-Severin.
Sunt în anul 4 la Școala Populară de Artă Ion Rămânu din Reșița, secția Caransebeș, și pasiunea mea este muzica populară. Super! Spune-ne trei cântăreți din cântăreții tăi preferați. Doamna Ionela Bădălan, profesora mea de altfel. Doamna Gabi Zaharia, profesora mea de teorie. Și doamna Vanessa Jarja, pe care o admir foarte mult și o apreciez pentru toată munca pe care o face. Da, super! Îi salutăm și pupăm și le mulțumim pentru că te ajută în tot ce faci. În afară de părinții tăi, ce modele în viață ai? O am pe bunica mea. Ea m-a crescut de mică, chiar de când m-am născut, și mereu venea cu mine la spectacole, concursuri, filmări, absolut orice. M-a sprijinit și mereu a fost lângă mine, ori dacă am fost sus sau jos în acest domeniu pe care îl practic. Da, uite, chiar tu mi-ai zis că ai participat la festivaluri și concursuri. Ne poți spune la care ți-a făcut plăcere să participi? Da, mi-a făcut mare plăcere să particip la concursul Cântul meu din Banat. Ambele ediții, în prima ediție, când eram, pot să spun, mai la început de carieră, am luat o mențiune și după următorul an m-am ambiționat și mai mult și am reușit să câștig premiul întâi. Super, felicitări! Ne poți spune ce experiențe ciudate ai de atunci când te aflai pe scenă? Da, de mică aveam, pot să spun așa, un tic. Eram foarte emoționată și aveam emoții foarte mari. Și atunci când cântam, efectiv înghițeam în sec. Și pot spune că acesta a fost ticul meu. Și mereu când mergeam la concursuri, festivaluri, aveam efectiv un gol în stomac care efectiv nu-l suportam. Era, nu știu, insuportabil. Urmezi o școală specială de canto? Da. Școala Populară de Arte. Uh-huh. Așadar, consider o meserie din a cânta sau o faci doar din plăcere? Păi, sincer, la început de drum, am început să cred că este chiar o meserie de viitor. Și cu timpul cât am mai crescut, mi-am dat seama că am mai multe posibilități, mai multe oportunități și am spus că vreau să merg la un liceu de arte în Timișoara sau în alt oraș, dar bineînțeles pe lângă meseria de viitor pe care o voi avea, voi practica și cântatul, pentru că îmi place foarte mult și de mică am fost așa foarte atrasă de muzică. Bine, acum hai să ascultăm o melodie de-a ta și după aceea o să discutăm despre această melodie. Să vă mulțumim.
Super, foarte frumos. Mai ai încă două melodii, dar deocamdată nu le ascultăm acum și o să vorbim despre acest festival sau concurs, nu știu sigur. Spune-ne tu. Da, aceasta a fost o filmare de la Timișoara din iarna trecută, din anul 2019, unde am cântat melodie, mă învățam cu cea să mă rog. Țin minte că această melodie am scos-o la vârsta de 10 ani. Eram foarte încântată deoarece colegele mele de cant aveau deja melodii în repertoriul lor propriu și îmi doream de mult o melodie a mea proprie. Și până la urmă am scos această melodie și cu ea am mers la filmări, la festivaluri și la multe alte spectacole. Foarte frumos. Și în afară de această melodie, mai ai și alte melodii proprii? Da, mai am alte două pe care vor fi difuzate. Spune-ne, te rog frumos, unde te putem găsi ca să știe și telespectatorii? Pe Facebook, Instagram și inclusiv YouTube, pentru că acolo sigur ai videoclipurile. Da. Mă pot găsi pe Facebook sub numele Bianca Gabriela Colceriu. Am și Instagram, Colceriu 3 underline Bianca. Și pe YouTube sunt destul de multe piese de ale mele postate de alte emisiuni la partea cântecului, de la emisiunea Hora TV și multe alte posturi. Am înțeles că sensul vieții tale este să devii o cântăreață renumită, așa este? Da. Și crezi că în această țară te poți lansa internațional? Sincer să vă spun, este mult mai greu decât ar fi în altă țară. Dar încercăm cum putem și îmi dau toată ființa și pun mult suflet în absolut toate melodiile pe care le cânt, le interpretez și lucrez și acasă, în special în această carantină. Am cântat și m-am mai perfecționat. Am fost chiar și la concursul online. Da, și eu am participat la concursul online și este o treabă foarte drăguță. Adică este ceva foarte frumos din partea lor că ne pun să ne filmăm și să ne vadă cum cântăm. Cânti la vreun instrument anume? Nu, deși de mică îmi doream să cânt la pian, nu a fost în primul rând pasiunea mea. Îmi doream cel mai mult să cânt muzică populară și am pus această pasiune pe primul loc. Dacă ai primi oferta să cânti într-un local, ai accepta? Sincer să vă spun, depinde ce local, dar da, aș accepta. Pentru că orice experiență pe care o am cu oamenii mă ajută să merg mai departe și să fac ce știu mai bine. Care este ultimul lucru pe care ai refuzat să-l faci? Ultimul lucru pe care l-aș refuza. Pe care ai refuzat să-l faci deja. Să merg. Știu că m-a chemat cineva destul de departe. Nu mai țin minte, dar știu că acea localitate era la mulți kilometri de localitatea unde stau eu și nu am putut să accept, așa că am refuzat. Îți vin idei în somn sau sunt doar vise? Sunt doar vise, deși oricum seara eu visez cum că aș fi, nu știu, pe o scenă sau la un concert și în special în această carantină cât nu am reușit să merg la spectacole,
chiar am visat cum totul revine la normal și oamenii chiar sunt fericiți și sunt mândri de mine pentru munca pe care o fac. Ce experiențe ciudate ai de atunci când te aflai pe scenă? Păi, încercam cât mai mult să evit privirile oamenilor, pentru că sunt unii oameni care, nu știu, poate mă apreciază, doar că nu arată prin privire și eu mă emoționez foarte tare și sunt o fire foarte emotivă. Și ca să nu mă pierd pe scenă și să iasă totul bine, mă uit, nu știu, dacă sunt într-o sală pe un perete sau la ceva, un tablou, iar dacă sunt în aer liber, nu știu, mă uit la cer sau la bunicii mei sau părinții mei. Ce amuzant, foarte drăguț, da. Ce faci când un vecin îți bate la ușă și îți spune nu mai cânta sau dă muzica mai încet? Chiar am această problemă deoarece vecina de jos are un bebeluș și îmi este foarte greu deoarece eu în acea perioadă când el doarme, eu exersez foarte mult și îmi place să cânt toată ziua, ori dacă doarme sau nu, dar după ce îmi spune acel lucru, încerc să mă opresc și după ce se trezește, îmi reiau activitatea. Cânti melodii care nu îți plac? Nu fac acest lucru, deoarece de fiecare dată am încercat să cânt cu mult drag și în special melodiile pe care le simt eu, îmi plac mie și mă reprezintă pe mine. La școală ai fani sau prieteni invidioși? Sincer, chiar nu știu, dar am și fani, în special colegii mei și prietenii mei care mă susțin, dar mai sunt și alți prieteni, colegi care sunt invidioși pe mine pentru munca pe care o fac. În ce locuri frumoase ai fost? Am fost la Deva, la Aqualand, cu părinții mei. Am reușit să ajung la Alba Iulia de vreo 3-4 ori, chiar de mai multe ori, în excursii și alt oraș a fost Lupeni, unde este născut și tatăl meu Vitreg, acolo, și cum este aproape de munte, de stațiunea Straja, fiecare dată îmi face o mare plăcere să vizitez muntele și să văd priveliștea. La ce festival muzical ai participat ca să înțelegi după că a fost doar o pierdere de timp? A fost un festival la care nu mi-a plăcut deloc să particip, deoarece am dat tot ce am putut pe scenă și am dat din mine absolut tot ce a fost mai bun, doar că, nu știu, juriul a spus că nu le-am transmis nimic și nu am reușit să iau premiul. Și asta este, dar pot spune că din acea experiență am învățat că nu trebuie să mă consum foarte mult din aceste lucruri, deoarece multe festivaluri, spectacole unde am eșuat sau nu am dat tot ce e mai bun din mine, m-am ambiționat și mai mult, m-am făcut și mai puternică și mult mai optimist, aș putea spune. Păi așa și trebuie să gândești, dar acum haideți să ascultăm și o altă melodie de-a ta. Dragostea de
Ai cântat foarte frumos și localul de asemenea a fost foarte frumos, deci ce să mai zic, a fost superb. Felicitări! Ce planuri de viitor ai sau unde ai vrea să ajungi mai departe? Deocamdată m-am gândit că aș vrea să dau la un liceu de arte în alt oraș, pentru că în Caransebeș nu este, este doar școala de arte. Și pe mai departe, aș vrea să merg, la un curs de actorie sau când vei fi chiar mai mare după ce termin liceul. Mi-aș dori să merg la facultatea de actorie, deoarece îmi place foarte mult. Și pe lângă această meserie, bineînțeles, voi și cânta și... O să spun că actoria și muzica chiar se îmbină destul de bine. Bine. Acum te-aș ruga să aștepți 2 minute, deoarece avem un telefon în direct. Alo? Alo, bună ziua. Vă auziți foarte încet. Bună ziua. Alo, bună ziua. Nu vă aud. Alo, bună ziua. Bună ziua. Eva, vreau și dedicație. Deci vă auziți foarte încet și cred că ar trebui să am telefonul aici ca să vă aud bine. Dar acum auzi? Chiar nu știu. Alo? Mă auziți? Alo? Stați numai puțin să-l dau puțin mai tare. Alo, bună ziua. Stați puțin. Spuneți acum. Alo, mă auziți? Alo? Alo? Mă auziți? Bună ziua. Da, vă aud. Vreau și o dedicație. Poftim? Vreau și o dedicație. Alo? Nu știu ce se întâmplă chiar. O dedicație. Da, da, da. Spuneți, vă rog. Vreau și eu o dedicație cu frunze. Ce poate? Repetați, vă rog. Poftim? Mai spuneți o dată. Vreau și o dedicație. O dedicație cu... pentru Loredana. Ce poate? Bine, deci susținem această emisiune pentru Loredana, sper că se uită la noi și îi transmitem multă sănătate și da, sper că este bine în această perioadă. Cântă frumoasă la Loredana, cântă frumos. Vă mulțumim frumos. Mult pentru telefon. La revedere! Gata, putem să vorbim în continuare. Vreau să te întreb dacă îți place muzica populară, dar se înțelege, pentru că ești solistă de muzică populară, deci te-aș ruga să ne cânti o parte a unui refren dintr-o melodie care îți place cel mai mult. Da, voi cânta o melodie de mantur, o strofă din melodia mantur cântatul meu. Melodie
care am luat chiar și premiul întâi la un concurs. Mă întorc în satul meu, floare mândră de bujor, îl purtând mereu, floare mândră de bujor. Să văd oamenii din sat, ai la 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 la, locul de unde am plecat, ai la 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 la. Foarte frumos, deci ai o voce superbă, chiar îmi place foarte mult cum cânti. Ce reacție au oamenii când te urci pe scenă? Foarte mulți oameni mă apreciază și chiar le văd susținerea, în special în Caransebeș, când am spectacole. Sunt destui de mulți oameni care mă cunosc și chiar când văd pe scenă mă aplaudă și efectiv îmi dau așa un vibe bun și știu că multă lume mă apreciază și mă susțin în tot ceea ce fac. Dar sunt și oameni care se uită urât? Adică ai văzut oameni care se uită urât? Da, mai sunt oameni care probabil nu le plac, sau nu le plac cum cânt și efectiv încerc să-i evit și să mă uit la oamenii care mă apreciază și sunt lângă mine, în ciuda faptului că mai sunt și alți oameni care știu și sunt și în sală de spectacole când eu cânt, care, nu știu, se uită urât la mine, dar pot spune că nu-mi bagă în seamă și am început să nu mai iau în calcul și să nu mai las să mă afecteze lucrurile acestea. Chiar nu trebuie să bagi în seamă oamenii care se uită urât și eu nu cred că nu le place cum cânti, pentru că tu cânti foarte frumos, probabil nu le place stilul tău muzical, nu vocea ta. Da. Ai prieteni care cântă sau dansează, colegi? Da, chiar sunt de 7 ani la ansamblul Juni Gugulan din Caransebeș și pot spune că am fost chiar de la începutul acestui ansamblu și îmi face mare plăcere pentru că am și colegi care sunt la școala de arte și sunt și în ansamblu cu mine, adică avem legături foarte strânse. Super! Ai videoclipuri la piesele tale proprii? Nu. Nu am deocamdată, deși mi-ar plăcea, dar am spus că mai trebuie măcar să scot o piesă sau două ca să pot să le filmez pe toate în același timp. Super! Ai un nume de scenă? Nu, dar de obicei lumea mă cunoaște după numele Bianca Gabriela Colceriu, deoarece așa le spun tuturor că mă cheamă și așa m-am obișnuit. Și care ai vrea să fie numele tău de scenă, dacă ar fi să ai un nume de scenă? Nu știu, probabil o scurtare a numelui meu, Bia, sau nu știu, Bia H, cum ar veni de la Bianca și numele meu de familie, chiar nu știu, nu m-am gândit la acest lucru. Păi, ai destul timp, adică nu este timpul pierdut. Acum cred că ascultăm o altă piesă de-a ta. Ia uitați-vă la mine, lume dragă, cu cultrințe-mi și alce bine, lai, lai, la. Așa-i tu neamul meu, lume dragă, de când o da Dumnezeu, lai, lai, la. Poale veche o-mi primit, lai, lai.
mama faină o piguit, lai, lai, la, ce mi s-a așa bucuroasă, lai, lai, la, că-s bănața că vă luasă, lai, lai, la. Foarte frumos, felicitări și îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această emisiune. Este timpul să ne luăm la revedere și sper să ne vedem odată în platou. Dar nu înainte să încheiem această emisiune, aș vrea să-i urez la mulți ani tatălui meu, pentru că este ziua lui și face 40 de ani. Te iubesc și te iubesc și pe tine și iubesc pe toată lumea care se uită la emisiune. La revedere! La revedere!